astăzi la emisiunea Creștin la timpul prezent. Deschidem Sfânta Scriptură. Vom deschide la Maleachi, la capitolul 3, de la versetul 13 la 18. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și m-ai întrebat ce am spus noi împotriva ta. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei spitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a minte lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Profetul Maleahim, ultimul profet al Vechiului Testament, în acest pasaj biblic, Prezintă Oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Acesta este și titlul emisiunii noastre, Oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Vrem să vedem, în primul rând, care sunt crizele oamenilor care slujesc pe Dumnezeu. Ne uităm în versetul 13, 14 și 15. Vedem o criză de gândire și vorbire. Reiese din versetul 13 și 14. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Pot fi cuvinte aspre împotriva Domnului? Deci există această ierarhizare. Cuvinte aspre, cuvinte mai puțin aspre. Domnul s-a simțit ofensat. Dumnezeul cerul și la pământului s-a simțit ofensat datorită vorbelor rostite în poporul Lui. Nu e vorba de vorbele păgânilor, este vorba de cuvintele rostite între cei din poporul Domnului. Și m a întrebat ce am spus noi împotriva ta. În loc să recunosc această ofensă contra lui Dumnezeu, cârtesc. Dumnezeu le spune. Vă spun cu ce m-ați ofensat, vă spun care sunt aceste cuvinte aspre. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triște înaintea Domnului Oștirilor? Este această criză de gândire și vorbire. Pentru că vorbirea este rodul gândirii. Și dacă în poporul lui Dumnezeu, vorbeau în felul acesta. De fapt, această vorbire ofensatoare la adresa lui Dumnezeu, această vorbire aspră la adresa lui Dumnezeu, exprima criza de gândire a lor. O altă criză a oamenilor care slujesc pe Dumnezeu este criza valorilor. Să recitim pasajul care ne arată această criza a valorilor. Degeaba slujim lui Dumnezeu, și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui. Ce am câștigat? care e valoarea pe care am câștigat-o? Cu ce valoare ne-am ales? Deja vă slujim lui Dumnezeu. Nu cumva, tu care Nu lui Dumnezeu. Când zic slujitor lui Dumnezeu, poate fi orice credincios să slujească pe Dumnezeu sub o formă alta. Nu cumva treci prin această criză a valorilor? Nu cumva spui și tu degeaba slujim lui Dumnezeu? Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui? Te gândești: dar cu ce ai rămas dacă ai păzit poruncile lui? Această criză a valorilor se vede în vorbele noastre, se vede în atitudinile noastre. O altă criză a oamenilor care slujesc pe Dumnezeu este criza emoțională. Și profetul Malehi sublinează această criză emoțională. Am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Tristețea. Tristețea continuă. Arată o criză emoțională. Nu spune nicăieri în Scriptură, fiți triști întotdeauna, iară zic fiți triști. Nu este cultivată această virtute, în ghilimele, de tristețe continuă. Este chemați să ne bucurăm întotdeauna. O trăsătură a Împărăției Lui Dumnezeu este bucuria în Duhul Sfânt, nu tristețea în Duhul Sfânt. E adevărat, trecem prin momente de tristețe, adevărat, ne întristăm. Există și tristețe care duce la pocăință. Dar să ai o tristețe continuă, am umblat triști înaintea Domnului știrilor, este o criză emoțională. Emoțiile negative, emoțiile destructive, Emoțiile care arată această tristețe continuă arată starea de criză. O altă criză a oamenilor care slujesc pe Dumnezeu o putem numi și criza modelelor. Versetul 15 din Maleahii 3. Acum, fericim pe cei trufași. Da, celor ei merge bine. Da, ei spetesc pe Dumnezeu și scapă. Adică cei trufași ei să fie fericiți? Ei să fie modele pozitive? Să te uiți că celor răi le merge bine? Să evaluezi succesul lor și să nu conteze caracterul lor? Este o criză a modelelor. Să vezi că îi spitezi pe Dumnezeu și scapă? Și în societatea noastră. Este această criză a modelelor. Mulți își iau modele de felul acesta. Oameni care sunt trupași, oameni care sunt răi, oameni care îi spitesc pe Dumnezeu. Ei sunt considerați fericiți, ei considerați ca oamenii la care merge bine, ei sunt considerați ca oameni care scapă. Această criza valorilor, această criză a modelelor și își încheie această listă, care este o listă lungă, dar o să mă acces pe ce a fost pe melea și să mai pun și criza greutăților. Marcu, în capitolul 15, în versetul 21, citim următoarele: Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător, care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cerena, tatăl Alexandru și al lui Ruf. Acest om era obosit. Venea de la câmp. Și a totuși, totuși l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Hristos a trecut prin această criză greutăților. Nu erau mulțumiți de modul în care Hristos își duce cruce. Era o cruce care nu era ușoară. A trebuit să fie forțat Simon din Cirena. Vorbim despre profeția lui Maleahi, oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Ne-am uitat la crizele oamenilor care slujesc pe Dumnezeu. Să facem un pas înainte să ne uităm la cartea de aducere a minte pentru oamenii care slujesc lui Dumnezeu. În versetul 16 din profeția lui Maleahi se prezintă această carte de aducere a minte pentru oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a dat la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui ce spune profetul despre această carte de aduce aminte? Această carte de aduce aminte este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în ceruri. Deci înaintea lui Dumnezeu se face o carte de aducere a aminte. Și nu apare ideea de vorbire. Au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a aminte locul acesta. Deci vorbele noastre sunt scrise în carte de aducere aminte. Și nu doar vorbele noastre. Psalmul 56 cu 8 spune următoarele, Tu numeri pașii vieții mele de pribeag, punem lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? Pașii vieții de pribeag, lacrimile scrise în cartea lui Dumnezeu, fiecare lacrimă scrisă în cartea lui Dumnezeu. Această carte de aducere la minte pentru oamenii care slujesc lui Dumnezeu este o carte de aducere la minte care conține și dialogurile oamenilor care slujesc pe Dumnezeu. Deci citesc capitolul 3, versetul 16, prima parte. Atunci și cei ce se tem de Domnul. Adică, oamenii care se tem de Domnul vorbesc între ei. Au vorbit adesea unul cu altul. Deci nu este vorba doar de o selecție a vorbirilor. lor. Vorbirea lor adesea unul cu altul arată o frecvență, o frecvență bună în comunicare. Domnul însă ia aminte la lucrul acesta, la această comunicare între oamenii, între slujitorii lui Dumnezeu, la vorbirea lor și a ascultat. Dialogurile oamenilor care slujesc pe Dumnezeu sunt scrise în această carte de a aduce aminte. De aceea să fim foarte atenți ce vorbim, cum vorbim. Această carte de a aduce aminte continuă să se scrie, Domnul continuă să scrie carte de aducere a minte. Această carte de aducere a minte este dedicată pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Ce spune profetul Maleahi? A cui vorbe sunt scrise în carte de aducere a minte? La cine e aminte Domnul? Domnul ia aminte la oamenii care se tem de Domnul oamenii care cinstesc numele Lui. Spune în partea a doua, versetul 16, și o carte de ce aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce suntem Domnul și cinstesc numele Lui. Această teamă de Domnul, Domnul se uită să vadă dacă este teamă de El, dacă este respect față de poruncile Lui, dacă cinstim numele Domnului. Numele Domnului trebuie cinstit. Numele Domnului trebuie lăudat, numele Domnului trebuie binecuvântat. Poate nu te-ai gândit că este o carte de ce aminte, poate nu te-ai gândit că există convorbirile noastre registrate în cer. Domnul este interesat de aceste convorbirile noastre. Domnul este interesat în primul rând de convorbirile oamenilor care se tem de El, convorbirile oamenilor care cinstesc numele Lui. Există ideea de cărți și în Apocalipsă unde sunt înregistrate faptele noastre? Poate o paralelă între carte duce aminte și cărți în Apocalipsa 20. Este o paralelă necesară. Să uităm ce spune Apocalipsa 20 despre ideea de cărți. Versetul 12 din capitolul 20. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea domnie, niște cărți au fost deschise a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Sunt cărți diferite. Această carte aducea minte din Malahi este o carte doar despre cei care se tem de Domnul. Și cinstesc numele lui, pe când cărțile din Apocalipsa 20. În cărți generale. Și mai este și Cartea Vieții. Versetul 50, orice n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, s în iazul de foc. Deci, Cartea Vieții, cărțile acelea în care sunt scrise faptul care sunt în morții, și Cartea de Cea a Dialogurilor și a ceea ce fac oamenii care sunt de Domnul, nu sunt unul și același lucru. Vorbim despre oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Maleahii 3, de la versetul 13 la 18. Vorbim despre crizele oamenilor care slujesc pe Dumnezeu. Despre carte de aduce aminte pentru oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Și să ne uităm la modul cum Duhul Sfânt hotărăște să termine această prezentare, această idee. Comoara, formată din oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Vedem în versetul 17 și 18. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Va avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprenit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu i slujește. Dragii mei, Dumnezeu ne consideră comoara Lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul Noștirilor. Noi suntem comoara Lui Dumnezeu. Și fiindcă suntem comoara Lui Dumnezeu, trebuie să avem acest sentiment al valorii. Și fiindcă suntem comoara Lui Dumnezeu, noi trebuie să trăim conștienți de valoarea pe care o avem. Domnul spune lucrul acesta. Ei vor fi ai mei, zice Domnul Noștirilor. Ce fel de comoră? Spune așa, îmi vor fi... Cum? Hai să ne uităm în Scriptură. Maleahii, capitolul 3, versetul 17. Îmi vor fi o comoră deosebită. E nu este o comoră de duzină. Nu este o comoră care să nu iasă în evidență. Este o comoră deosebită. O comoră specială a lui Dumnezeu. Oamenii care slujesc lui Dumnezeu sunt comoră deosebită, comoră specială a lui Dumnezeu. Ei sunt comora milei Divine. Pentru că spune despre ei. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Voi avea milă de ei. Domnul are milă de această comoră. Domnul protejează această comoră. Domnul sporește valoarea acestei comori. Slujind lui Dumnezeu, sporește valoarea noastră. Pentru că noi nu risipim, noi adunăm cu Dumnezeu. Și cine adună cu Dumnezeu, sporește valoarea. Cum este această comoră formată din oamenii care slujesc lui Dumnezeu? este comoara pentru care Domnul știrilor face deosebirea. El spune, prin profetul Maleahi, și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihnit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Este o deosebire. Veți vedea deosebirea. Da, acum nu vedeți deosebirea dintre cel rău, din cel trufaș. Nu este claritatea aceasta deosebirii. Dar veți vedea, veți vedea din nou Dumnezeu va duce Vremul în care se vadă deosebit între cel neprihnit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește lui Dumnezeu. Știți ce vrea Dumnezeu de la noi? Potrivit lui Maleahi, capitolul 3, penultimul capitol al Vechiului Testament, cu toții, probabil, cei ce sunteți obișnuiți cu Scriptura, știți că este vorba despre el, despre daruri, daruri de mâncare, daruri care trebuie să aduse la casa Domnului. Dar tot în acel capitol, Dumnezeu spune poporului, voi vorbiți aspru cu mine. Cred că țara aceasta, suferă de aceste lucruri, vorbește aspru cu Dumnezeu. Cred că Dumnezeu dorește de la noi să ne lepădăm, să renunțăm la înjurături, la vorbele porcoase, la uh, lucruri pe care le spunem la nervi și zic ca uh, Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Cred că Dumnezeu dorește să, să ne schimbăm uh, uh, vorbirea și să avem o vorbire după voia Lui. Dumnezeu uh așteaptă de la noi o inimă sinceră, așteaptă o inimă curată, o inimă după placul lui. Cred că aceasta caută Dumnezeu în fiecare dintre copiii săi pe, pe acest pământ. Dumnezeu s-a descoperit nouă și astăzi ne cere ca noi să-L cunoaștem pe El, să cunoaștem voia Lui, să cunoaștem ceea ce El dorește pentru noi, pentru acum și pentru toată viața și toată veșnicia pe care El o pregătește pentru creația sa, pentru omul pe care l-a mântuit și pe care l-a izbăvit și vrea să-l ducă totdeauna cu el în slavă. Dumnezeu dorește ca să cunoaștem voia sa în cuvântul său, care ne-a lăsat nouă, să cunoaștem voia lui prin Fiul său, Iisus Hristos, pe care l-a dat ca jerfă pentru noi și Dumnezeu vrea să-l cunoaștem pe el și puterea lui cea mare. Dumnezeu vrea ca să cunoaștem pe El atunci când avem nevoie de El și atunci când El dorește să se reveleze nouă și Dumnezeu totdeauna dorește să aibă părtășie cu noi prin voia Lui, prin dragostea Lui, prin Fiul Său Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea de la noi ca noi să avem această înrădăcinare, că noi suntem slujitori că noi suntem oameni care slujesc lui Dumnezeu, că noi suntem comoara lui Dumnezeu și nu orice fel de comoară, nu o comoară neapărat în ochii lumii, nu neapărat o, com o comoară în ochii societății. Societatea aceasta are valorile pervertite, dar noi suntem comoară în ochii lui Dumnezeu și contează în ochii cui ești comoară. Cine spune despre tine că ești comoară? Spune Dumnezeu despre tine că ești comoară? Ești comoara lui, ești comoara lui deosebită. A trebuit să ne umple de bucurie această profeție din Maliahi. Această perspectivă despre oamenii lui Dumnezeu. Această perspectivă despre oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Chiar dacă ei traversează crize. Chiar dacă ei au crizele pe care le au. Totuși e o carte de aduce aminte care se scrie pentru oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Și Domnul spune despre ei că ei formează comora lui. Iubită cu omora lui Dumnezeu, om care te tem de Dumnezeu, om care slujești lui Dumnezeu, om care cinstești numele lui Dumnezeu, om care păzești poruncele lui Dumnezeu, oamenii care slujești lui Dumnezeu, trebuie să se întărească prin cuvintele profetice ale Scripturilor. Trebuie să se întărească prin cuvintele profetice scrise prin Duhul Sfânt ale lui Dumnezeu. Nimeni să nu le fură identitatea, nimeni să nu fure adevărul despre ceea ce sunt ei despre modul cum îi vede Dumnezeu. Preobiții mei, își vrea să vă copleșească această bucurie, că Domnul promite că sunteți comoara milei divine, că Domnul promite că va face deosebire între cel neprindit și cel care nu este neprindit, între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește lui Dumnezeu. Vrem această deosebire să se facă. Și se va face. Domnul promite că va face deosebire. Domnul se va ține de cuvânt. Și noi credem că se va ține de cuvânt. Cum trebuie să ne raportăm la această profeție din Malachi despre oamenii care slujesc lui Dumnezeu? Cum să ne raportăm fiecare dintre noi? Să slujim și mai mult. Să slujim și mai bine. Pentru că prin rodul slujirii noastre, noi glorificăm pe Domnul Isus. El a fost modelul suprem de om care a slujit lui Dumnezeu. Să mergem pe urmele Lui și asimilând profeția din Maliahi, inima noastră să fie copleșită de bucurie și să trăim în bucurie. Preobiții mei, fie că această emisiune creștin la timpul prezent, să aducă bucurie la timpul prezent în inimile noastre. Amin.